Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ședință a Sfatului Țării. Un nou eveniment negativ lovește Republica Moldova, atentând la suveranitatea ei. Un grup de hackeri ucrainieni care sunt în luptă deschisă cu propaganda rusă au reușit să spargă computerul activistului pro-rus din Belarusia, Alexandru Osovski, acesta fiind un activist civic dubios care e suspectat de organizarea manifestațiilor anti-ucrainiene din Polonia. Printre fișierele descoperite, hackerii au găsit și două documente cu numele Moldova nu este România și proiectul Ucraina nu este Uniunea Europeană. Unul dintre coautorii proiectului care vizează Republica Moldova ar fi, atenție mare, Ivan Skorikov, consilierul deputatului rus Constantin Zatulin. Proiectul are drept scop crearea unei comunități a bloggerilor patrioți, în ghilimelele de rigoare, care să distribuie informații propagandistice despre suveranitatea Moldovei ca fiind un stat pro-rus orientat spre Uniunea Euroasiatică. În acest context, noțiunea de patriotism este explicată ca fiind o identitate politică orientată împotriva integrării europene și a unionismului. Este important crearea unei ideologii precum că Moldova poate fi identificat doar ca un stat pro-rus, iar România, Uniunea Europeană sunt vecini agresori. Proiectul urma să fie dezvoltat în orașele Chișinău, Bălți, dar și în unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, iar publicul țintă sunt persoanele cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, utilizatori activi ai rețelei de internet. În același document apar și numele partidelor și organizațiilor prin intermediul cărora proiectul poate fi implementat. Este vorba despre partidul nostru, al lui Renato Usatăi, Partidul Socialiștilor, condus la data scrierii proiectului de actualul președinte Igor Dodon, organizația de tineret Garda Tânără, activi religioși, blogeri și activiști proruși, autorități și organizații teritoriale din unitatea administrativă Găgăuză. Dacă ar fi să analizăm un pic situația din Republică, putem cu siguranță spune nu doar că acest proiect pare a fi unul real, dar că implementarea acestuia este deja în floare. Despre contextul actual al patriotismului fluturat și despre turma de blogeri și propagandiști proruși din Republica Moldova, discutăm astăzi cu liderul Mișcării Populare Antimafie, Sergiu Mocanu. Bună seara, bună bine seara. Ați venit. Bine v-am găsit. Domnule Mocanu, o situație, nu pot zice fără precedent, pentru că Rusia este cunoscută pentru tendințele sale de imixtiune în politicile interne ale altor state, dar totuși un atentat la suveranitatea Republicii Moldova. Cum catalogați acest proiect? Din păcate, deci este doar dovada faptului ceea ce noi știm de mult. Nu cred că ne surprinde acest fapt. Ne bucură doar faptul că am aflat că a fost descoperit. Asta e ca și cum consecințele le ai pe față. Noi le știm, noi vedem cum se manifestă aceste persoane aici în spațiul Republicii Moldova. Dar acum avem încă o dovadă în plus că aceste lucruri nu sunt întâmplătoare sau că ele se întâmplă așa, aiurea, fără nicio coordonare, ci avem o dovadă a faptului că ele sunt coordonate, că ele sunt aranjate pe undeva. Apropo, cei doi ofițeri FSB care au fost găsiți în Muntenegru și care au pregătit o lovitură de stat în Muntenegru, ei au vizitat Republica Moldova în anul 2014. Noi strigam în gura mare atunci că ofițeri ruși sub acoperire vin în Republica Moldova și ei se pare că aici în Republica Moldova se comportă ca la ei acasă, pentru că serviciile statului Republica Moldova nu acționează în acest sens, dar și pentru că există o mentalitate colectivă indusă de clasa politică de aici și de oamenii din societatea civilă, foarte mulți din societatea civilă, care eu sunt sigur că lucrează foarte mulți dintre ei pentru serviciile rusești, chiar sunt plătiți de serviciile rusești, pentru că n-a fost o lustrație în Republica Moldova. Și atunci acești oameni care nu au fost la altă dată lustrați, dacă nu sunt îngrămădiți de serviciile statului, de foarte mult timp, din păcate, statul Republica Moldova a fost contrapus unei integrări românești. Aici e marea problemă. Adică în momentul în care statul Republica Moldova trebuia să fie complementar integrării românești și europene, el a fost contrapus acestei integrări. Și în felul ăsta Dodon a devenit statalist, antiunionist. Ori eu cred că un unionist trebuie să fie în primul rând statalist. Am spus-o nouă dată. Din păcate, la noi se crede și eu acum spun în legătură cu acest document, pentru că el își găsește sor fertil chiar și în oamenii care au o reacție greșită la ceea ce este statul Republica Moldova. Statul Republica Moldova trebuie să fie complementar ideii unirii și trebuie să servească această idee, așa. Trebuie să servească un proiect unionist. Din păcate, și aici societatea civilă n-a fost
oamenii din analiștii politici, cei care ar fi trebuit să elaboreze proiecte, n-au fost foarte perspicaci să explice lucrul ăsta și să încerce să elaboreze proiecte împotriva unor asemenea tentative din Rusia a serviciilor secrete rusești. În sensul că statul Republica Moldova poate fi un instrument de realizare a idealurilor noastre naționale și nu unul care ar încurca idealurilor noastre naționale. Și atunci Dodon n-ar mai fi statalist. Atunci nu le-a mai dat apă la moară să elaboreze prin statul Republica Moldova idei antiunioniste. Atunci el ar fi separatistul, de fapt. El ar fi separatistul. El ar fi anti-suveranitate, exact. Anti-independență. Exact. Cei ce le spun eu întotdeauna. În primul rând, aceștor oameni frumoși care trăiesc idealul unirii, cum îl trăiesc și eu și cum l-am trăit de la 89 încoace, le spun să începem să ne cultivăm nouă acest spirit al învingătorului, acest spirit al omului care domină, al leadership-ului, cum se spune în satul meu, deci acestui leadership românesc, ca să nu le permitem lor să zică plecați în România dacă nu sunteți stataliști. Ba nu, dacă noi suntem stataliști pentru că statul Republica Moldova este instrumentul prin care noi vrem să ne realizăm idealurile noastre românești de integrare europeană. Când punem lucrurile așa, atunci proiecte de felul ăsta nu ne mai sunt periculoase. Deci, ca să înțeleg corect, în viziunea dumneavoastră, Moldova este România. Republica Moldova este România. Așa. Iar și mai explicați-mi, vă rog, încă o dată chestia asta, probabil asta vreau să ziceți. Da. Mai explicați încă o dată, mai ales pentru telespectatori, ideea asta de statul Republica Moldova este instrumentul pentru a face unirea. Statul Republica Moldova este noi, ba mai mult decât atât vreau să vă spun. România este înconjurată de români de jur împrejur. Așa. La frontieră cu Republica Moldova este Banatul Sârbesc, este Macedonia, unde sunt meglenoromânii, unde sunt istroromânii, avem Bucovina, unde sunt românii, avem România de jur împrejur este înconjurată de români. Singurii români din afara frontierilor României care au un instrument de integrare românească sunt moldovenii, care au un stat pe care îl pot utiliza pentru integrare românească. Din păcate, foarte multe energii se cheltuie pentru altceva. Ori aceste instrumente a statului și noi, Mișcarea Populară, chiar avem un program în acest sens. Un stat minim, program unionist. Un program unionist în sensul în care vă spun. În sensul cum trebuie să arate un stat. Un stat drept instrument care poate realiza acest scop. Pentru că, haideți să vă mai spun ceva. Din păcate, la noi se consideră foarte mult și asta e în legătură cu subiectul ăsta. Eu acum încerc să explic de ce sunt viabile în Republica Moldova asemenea proiecte. Astfel de proiecte, astfel de plan. Da. Ele au sol fertil și au sol fertil nu numai în mentalitatea antiunioniștilor, dar și în mentalitatea unioniștilor care se comportă aici ca oameni care pot fi numiți străini, ca și cum spiritul statalist din Republica Moldova. Eu nu mă simt străin în Republica Moldova. Nici eu nu mă simt. Niciodată nu m-am simțit. Nu numai că nu m-am simțit străin. Eu întotdeauna m-am simțit om care am în spatele meu o națiune întreagă. Oameni care, chiar dacă își spun moldoveni, tot aia sunt, tot români sunt. Eu chiar făceam o glumă odată și îmi spuneam, moldovenii sunt un fel de zarzavatori românești crescuți în grădină rusească. Și insistența moldoveanului de a se numi altceva decât român este o dovadă în plus că este român, pentru că numai un român își poate renega în halul ăsta propria obârșie. Asta desigur că e o glumă. Dar haideți să vă mai spun ceva. Din păcate, de solul fertil care vă spuneam, din păcate la noi foarte multă lume crede că statul în general și deci este voința poporului. Este, dar nu e așa. Statul modern, european, occidental, nu este doar voința poporului. Voința poporului este cel mai jos grad de democrație. Este societatea primitivă, când 60% de canibali hotărâu să-i mănânce pe ceilalți 40%. Nu era voința poporului chestia asta. Sigur că eu acum o duc până la absurd. Dar nu numai voința poporului este statul modern. Deci statul modern este voința poporului exprimată prin vot liber și universal.
și alegerea unor reprezentanți care să le reprezinte interesele pe 4 ani de zile, statul actual, statul modern, este instituțiile statului. Așa. Care trebuie să funcționeze independent de voința politică, să nu fie capturate politic. Și care ar trebui să reprezinte voința poporului. Nu, aceste ele nu instituții reprezintă voința poporului. Deci instrumentele statului nu reprezintă voința poporului. Clasa politică este reprezentantă al voinței poporului. Statul de drept este un complex de reguli, de legi, de norme care sunt acceptate. Statul de drept este o tehnologie. Asta e cum urci într-un avion, în cockpitul unui avion, și tu poți să-l duci în direcția unde trebuie, dar acolo este autopilotul care este pus să îndeplinească niște funcții unde tu nu poți umbla. Așa e statul modern. Au existat pe parcursul sutelor de ani, s-au creat tehnologii de creare a unui stat. Și aceste instituții nu sunt voința poporului. Da, domnule Mocanu, dar ceea ce spuneți dumneavoastră seamănă a fi modelul francez al statului. Acolo nu numai francez. Asta e statul modern. Mă rog, există două tipologii de stat modern. Este modelul german și modelul francez. Modelul francez spune că statul este un grup de cetățeni care își asumă respectarea unui anumit set de legi, așa cum spune dumneavoastră. Iar modelul german spune că statul este format din populații care locuiește pe un anumit teritoriu, are trecut comun, Știu asta. Asta e, deci, dar acum și statul francez, și statul german, și statul Statele Unite ale Americii, toate au la bază ceea ce vă spun eu. Deci asta e o definiție. Dar avem voința poporului, statul, așa cum v-am spus, ca tehnologie de a conduce treburile și capacitatea, contează foarte mult capacitatea lui de administrare a acestui stat. Care e Republica Moldova. Care, da. Trei. Statul modern reprezintă instituțiile societății civile. Protestul, dacă vreți. Protestul instituționalizat, ceea ce am văzut la București. Care în Republica Moldova, îl fură, cum fură instituțiile statului, cum fură oile la stână, cum au furat miliardul, așa au furat alții protestul. Aici e problema și el nu mai funcționează. Societatea civilă nu mai funcționează ca o instituție care este partea unui stat modern. Oamenii activi, nu numai protestul, dar oamenii activi, cuvântul și autoritatea oamenilor activi din societate, oameni care au un cuvânt instituționalizat, cum este în România, de exemplu, Pleșu și Lieceanu, care sunt descendenții școlii de la Păltiniș, care sunt direct descendenți dintr-o filozofie de la Hegel, tocmai ajuns în România. Ăștia toți sunt instituția statului, sunt societate civilă. De cuvântul lor ascultă ce mai mari zilei. Și patru, statul modern este tot complexul de angajamente internaționale pe care le avem noi. Noi când vorbim de statul Republica Moldova și de încercarea noastră de realizare și realizarea idealurilor pe care le avem noi, trebuie să privim statul în felul ăsta și atunci nu ne-ar fură nimeni. Ceea ce mi-ați enumerat dumneavoastră ca fiind elemente ale unui stat, noi practic nu avem un stat. Pentru că avem doar acea voință a poporului care iarăși poate fi pusă la îndoială, nu avem instituții funcționale, nu avem o societate civică activă. Exact. Și până la urmă nici tratatele internaționale la care suntem semnatari, cosemnatari, aderanți. Perfect. Și așa mai departe, nu le respectăm tocmai mult. Domnul Ursu, partenerii noștri occidentali trebuie să facă că nu văd lucrul ăsta. Ei sunt datori să facă că nu văd lucrul ăsta. Ei cam asta și fac. Ei, exact. Probabil pe alocuri cam mult se prefac că nu văd. Ei sunt datori să ne trateze formal. Că dacă nu ne mai tratează nici formal, atunci noi devenim o zonă de insecuritate mare. Dar nu ei trebuie deja să se facă. Și suntem, slavă Domnului, noi încă până acum n-am produs asemenea dezastre. Dar noi suntem, noi în orice caz putem, noi suntem o bombă cu efect întârziat, noi în orice caz putem să producem asemenea lucruri. Și suntem, slavă Domnului, acum suntem într-un fel protejați de Ucraina, care duce acest război împotriva Rusiei. Dar asta e situația noastră. Ei trebuie să accepte
formalitățile, să accepte formal că noi nu suntem un detașament de partizani care am pierdut legătura cu centru, că noi formal avem niște instituții, că noi formal avem capacitatea să pedepsim, pentru că statul, așa cum îl vedem noi, el trebuie să-și păstreze, trebuie să devină un stat minim. Noi avem un stat, din păcate, foarte mare. Noi formal ar fi trebuit să rămânem fără trupe rusești pe teritoriul Republicii Moldova, cel puțin de după summitul de la Istanbul, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci exact. Sunt din cauza lucruri că avem, la care se închid prea exact, mult ochi. Pentru că avem o clasă politică foarte lașă. Și nu numai clasa politică, dar de la ziariștii inilustrați, de la coloana a cincea a Rusiei, care este băgată peste tot în instituțiile inclusiv statului. Inclusiv în proiectul Moldova nu este România. Moldova nu este România. Dar proiectul Moldova nu este România, de unde vine? Proiectul Moldova nu este România vine din, nu atât din posibilitățile Rusiei de acolo, de la Moscova, cât din posibilitățile lor locale. Aici există teren propice pentru asemenea proiecte. Aici există o coloană a cincea care poate munci pentru un proiect de felul ăsta neplătită din cauza unei scrânteni ideologice, din cauza unei propagande masive în Republica Moldova, din cauza că noi avem peste tot, noi nu avem instituții media din Republica Moldova care să muncească pentru, avem foarte puține. Să încerc să cred că ZCTV este una din aceste instituții. Da, exact, eu asta am vrut să spun. Dumneavoastră sunteți o oază de românism, înconjurați de o mass media, știți despre ce vorbesc. Fără un calificativ. Bine, da. Haideți să ne întoarcem la acest proiect despre care vă spuneam. În proiect este stipulat faptul că instituțiile care pot contribui la realizarea planului, la realizarea acestui proiect, sunt inclusiv două partide politice, partidul nostru al lui Renato Usatăi și Partidul Socialiștilor, care la vremea scrierii proiectului era condus de Igor Dodon, actualul președinte al Republicii Moldova, și câteva organizații civice. Considerați dumneavoastră în vreun oarecare scenariu că a fost la curent Igor Dodon cu un astfel de plan? Considerați că este beneficiarul direct al acestui plan Moldova nu este România? Categoric. Eu vreau să vă spun că Dodon are deja de un dosar penal. Are deja de un dosar penal. Într-o lună de zile a făcut atâtea declarații încât are de un dosar penal. Așa. În Republica Moldova, uzurparea politicii de stat are numai o singură conotație. Deci uzurparea puterii de stat o poate face doar persoana care se află într-o funcție de stat. Eu nu pot uzurpa puterea de stat fiind în opoziție. Unioniștii aparent o pot, cel puțin în declarațiile domnului. Unioniștii nu pot, deci este interpretat greșit în spiritul legislației din Republica Moldova. În Republica Moldova, uzurparea politicii de stat se referă numai la persoana cu funcții de răspundere. Persoana cu funcții de răspundere își poate uzurpa propria calitate. Prin acțiunile sale. Asta înseamnă în Republica Moldova uzurparea puterii de stat. În acest sens, Dodon deja a făcut mai multe declarații care pot proba faptul că omul ăsta este pe calea de a-și face de un întreg dosar penal. Din păcate însă, precedentul din Republica Moldova nu permit lucrul ăsta, pentru că noi avem câteva precedente, dar unul foarte evident. Petru Lucinski și-a uzurpat propria calitate de președinte a Republicii Moldova în momentul în care a semnat cu Smirnov memorandumul Primakov. Memorandumul Primakov care scrie că Transnistria și Republica Moldova vor face un stat comun. Iar noi în Constituția Republicii Moldova avem scris stat unitar. Și indivizibil, articolul 1. Exact. Deci în momentul în care șeful statului a semnat cu mânuța lui un document internațional pe care nu l-a denunțat nimeni până acum, avem unioniști în Parlament, avem un Parlament unionist. Avem în Parlament avem deputați care stau cu harta României. L-am văzut pe un lider al partidului ăsta acum cu harta României zduci și-o dărui. Adică face tot felul de gesturi simbolice. Dar noi îl avem pe Lucinski cu dosar penal care creează precedent, care trebuia să meargă de mult în judecată. Dosarul acela măcar el își îl dă în judecată. Și după asta trage-l de urmă pe Dodon, pentru că în baza memorandumului Primakov, Dodon poate săvârși ca precedent, poate săvârși tot felul de porcării în țara asta. Și documentul ăsta dovedește că, de fapt, persoane care s-au ocupat de diversiune în Republica Moldova,
Nu au fost trase la răspundere. Nu au fost trase la răspundere. Și acum noi, cei care trăim un ideal atât de frumos, care luptăm de 25 de ani, am stat cu arma în mână în tranșee, am apărat statul ăsta, am apărat statalitatea și am creat un instrument pentru ca să ne realizăm idealul nostru, instrumentul ăsta îl dăm în mâna lui Dodon. Și el ne acuză pe noi, pe unioniști, pe oamenii care trăim acest ideal al democrației occidentale, al ideal... Ei noi pe... am fi cei care distrugem statul Republicii exact, Moldova. Exact. Și ba mai mult decât atât, îi acuză partenerii noștri europeni că ar fi de vină de miliardul furat, de faptul că aici se fură, deci ei fură și tot ei învinuiesc. E destul de ipocrită această este schemă. Foarte ipocrită, dar eu vă zic că eu trăiesc cu foarte mult optimism această stare. Noi avem nevoie de exerciții de discernământ. Noi avem nevoie să vorbim foarte mult pe subiectul ăsta. Noi avem nevoie ca în rândul oamenilor, în rândul noi trebuie să revenim la formula noastră din totdeauna. Noi trebuie să găsim limbaj comun oamenii care au mentalitate europeană, oamenii liberi din țara asta. Mai sunt oameni liberi. Sigur că sunt oameni liberi în țara asta. Trebuie să înțeleagă în satul meu, să spune, nu știu cum la dumneavoastră, eu mai fac și glume astăzi, în satul meu se spune open mind. Deci noi avem nevoie de oameni cu minte deschise. Oameni care nu trăiesc frustrarea că există un Dodon în Republica Moldova, dar care au puterea să-l disprețuiască pentru ceea ce face în Republica Moldova. Și să simtă lideri în țara asta, să mândrească de faptul că sunt români și nu umblă cu capul între umeri, că uite că ne-a mai fost îngrămădite undeva încă o dată drepturile. Pentru că ceea ce era în Piața Mare a Adunării Naționale, în această manifestare despre care am vorbit nu odată și care m-a ofticat extraordinar de mult, ceea ce s-a întâmplat în Piața Mare a Adunării Naționale acum 2 ani de zile, când lumea a ieșit într-un protest sincer să-și ceară miliardul înapoi și când a fost deturnată spre formarea unui partid politic. Nu formarea unui partid politic este cel mai grav. Că partidul cel acum a apărut, așa o să dispare. Nici nu o să-și amintească nimeni despre dânsul. Cel mai grav este că în Republica Moldova, în Piața Mare a Adunării Naționale, coloana a 5-a a Rusiei a încercat din nou, ca și altă dată, să facă un fel de casa noastră Republica Moldova. Ori pentru ei, casa noastră, Republica Moldova, este ca moldoveanul să nu-și mai manifeste identitatea lui, dar să creeze acolo o fire din asta polietnică. Eu am văzut, îmi permiteți să fac exemplul ăsta, pentru că el se îmbracă mănușă pe lipsa de discernământ a noastră. Eu am văzut odată o cetățeancă de etnie romă, era într-un studio și vorbea foarte cultă, apropo, instruită, făcuse o carte pe bani europeni, așa. Istoria romilor. E foarte bun exemplu ăsta. Istoria romilor se numea. Culmea, această carte, pe bani europeni, era tradusă și în rusă. Ei, în rusă suna istoria țigan. Și când este întrebată, dar stați o clipă, că dumneavoastră reclamați foarte des reclamați elemente de discriminare atunci când sunteți numiți altfel decât romi. Da, zice, asta în limba română. Dar rușii nu acceptă ca noi să ne spunem romi. Ei oricum ne spun țigani. Și atunci eu am scris istoria țigan. Exact același lucru facem noi. Moldovenii trăiesc această stare. De ce nu-și spun români? Pentru că rușii n-ar accepta. Și atunci rusește, român se traduce moldovenești. Moldovean. Și când trecem? Exact același lucru facem. Eu n-am spus acum ceva legat de romi. Eu am spus de noi. Că noi exact același lucru îl facem. Când trecem peste această frică de a ne cunoaște identitatea și cum facem să anihilăm acest factor? Prin exerciții de discernământ. Trebuie să conștientizăm ce suntem. Noi până nu clarificăm unde ne aflăm, noi nu o să știm unde să mergem. Asta este posibil doar în contextul în care am avea adevărul la zi servit, zi de zi. Nu, dar adevărul el este o chestiune obiectivă și nu depinde de noi. Națiunea așa. Asta, dacă am reușit, din păcate școala n-a lucrat, dar eu ca și partid politic, ca și polițian în fiecare zi fac lucrul ăsta. Îl fac acolo unde pot. Am o emisiune în care vorbesc permanent despre lucrul ăsta. Noi trebuie să trăim, problema nu e în coloana a 5-a a Rusiei. Problema nu este nici în clasa asta politică vândută și răzvândută. Problema este într-o
într-o înțelegere, într-un pact pe care trebuie să-l facă pentru deschiderea minților noastre intelectualitatea. Trebuie să-și trăiască starea asta altfel. Atunci nu mai apar proiectele astea. Dumneavoastră, uitați-vă, era văzusem declarația asta a lui Șoigu, apropo. Da. Urma să discutăm despre asta, dar dacă ați adus-o în discuții, poftim, spuneți care este. Eu întotdeauna trăiesc frica că ni se termină timpul. E foarte bine că... Da, deci, ca să fie clar, ministrul apărării al Federației Rusie a declarat în fața dumii de stat faptul că televiziunile în Federația Rusă nu fac informare, fac propagandă. Deci propaganda a fost la propriu instituționalizată, este folosită de drept instrument de îndoctrinare a populației Federației Rusie și prin extindere și a populației altor state din vecinătatea Rusiei, precum este inclusiv Republica Moldova, prin proiecte de tipul Moldova nu este România. Deci spuneați despre această declarație pe care a făcut-o că este una binevenită și ne explicați nu de ce. Doamne ferește, nu binevenită. Este bună. De ce bună când spun lucrul ăsta? Eu când spun bună, asta e subiectivismul meu, asta este reacția mea. Așa. Slavă Domnului, am zis că a făcut-o. Știți de ce? Pentru că altcineva dintre noi ar zice, Doamne ferește, cum așa? Iarăși, asupra noastră. Nu. Slavă Domnului că a făcut-o, pentru că el a instituționalizat propaganda. Dacă ar mai face un institut, ar face un minister a propagandei, ar fi și mai bine, pentru că acum vreau să-i văd pe toți ăștia care luptă pentru occidentalism în Republica Moldova, de la clasa politică până la lideri de opinii, să vedem cum reacționăm. Cum reacționăm acum Republica Moldova la o agresivitate clară. Deci propaganda devine instrument în cadrul Ministerului Apărării Rusiei și serviciile noastre, să nu le zic de inteligență, nu pot spune asta, SIS-ul nostru, ar trebui deja să aibă pregătit să reacționeze cumva. Ministerul de Externe trebuie să reacționeze. Pentru că noi avem televiziuni rusești și în momentul în care ei înființează o instituție de propagandă în cadrul armatei rusești, știm că au o hotărâre a parlamentului lor prin care Putin poate utiliza armata în afara frontierilor. Avem o armată de-a lor pe teritoriul Republicii Moldova. Aia 20 noi stăm liber. Cu televiziunile rusești în casă. Cum vrem? Ce state e asta? Și eu nu pur și simplu mă indignez gratuit. Eu acum nu pur și simplu spun vorbe, pentru că vorba e materială. Eu sunt sigur că spunând-o acum, ea ajunge până... Sunt sigur că mă ascultă oamenii și înțeleg că nu trebuie să mergem mai departe pe simbolisme. Nu trebuie să dăm ochii peste cap, să leșnăm. Trebuie să răspundem adecvat reacțiilor. Numai copilul oligofrenic nu are reacții adecvate la factorii externi. Care ar fi o reacție corectă la instituționalizarea propagandei în Federația Rusă și prin extensie... Foarte rapid. La ora actuală și eu mă adresez unor oameni onești din Partidul Liberal care sunt partid la guvernare. Foarte rapid trebuie să fie chemat ministrul de externe și șeful SIS-ului la raport în Parlament. Pentru asta s-ar merita o ședință extraordinară a Parlamentului. Deci, foarte rapid acum trebuie să fie pusă problema închiderii posturilor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Deci ei nou ne-au spus, noi am instituționalizat propaganda, fiți buni și primiți bombele în cap. Noi cum stăm acum? Noi o acceptăm aparent. Deci ieri a fost declarat război, eu intenționat exagerez un pic, așa. Da? Dar exagerarea nu e întotdeauna rea. Exagerarea e cum ai luat lupa și te-ai uitat mai atent mai îndeaproape. Asta situația. Fac acum. Acum nu manipulez. Eu am luat lupa și mă uit mai îndeaproape. Deci Federația Rusă prin ministrul lor al apărării ne-au declarat război. Război pentru că propaganda... Da, propaganda este partea unui război clasic. Este partea unui război clasic. Propaganda este, dacă vreți, detașamentul din înaintare. Când pregătești terenul în tabăra dușmanului pentru care să fie favorabil să acționezi. Cum reacționează statul Republica Moldova, un stat care are la guvernare totuși o guvernare zis europeană, cu un partid declarat aproape unionist în alianța de guvernare? Asta încerc acum, nu-i atac, eu le sugerez, există niște deputați acolo care trebuie să pună problema acum, trebuie să o pună, cum altfel? Ar fi o metodă corectă și posibilă, întreb, pentru că în Republica Moldova puține lucruri sunt posibile din cele care ar fi necesare, închiderea posturilor rusești de televiziune
Asta trebuie să fie o primă măsură. O primă măsură. Și cum am putea să ajungem la un astfel printr-o decizie alianței de guvernare. Deci noi avem... Credeți că este cointeresată alianța de guvernare să facă așa ceva? Eu nu cred că este cointeresată, dar cel puțin eu acum mă adresez, am să încerc și alte mijloace să mă adresez, să vorbesc cu deputați de acolo, sunt deputați declarați pe făgașul ăsta. Iar acum, dacă altă dată mai manifest nu știu ce fel de compromis, toleranță, acum chiar e cazul să dea cu bâta în baltă, nu știu cum să zic. Dar cum își propune să supraviețuiască actuala guvernare? Pentru că citisem recent un raport al Institutului de Politici Externe care spune integrarea europeană în Republica Moldova nu este o perspectivă, inclusiv din cauza faptului că noi nu o promovăm foarte mult. Adică nu o promovează guvernarea, pentru că pentru noi integrarea europeană ar însemna în primul rând unirea cu România și după asta mergerea către Europa. Pe ce se bazează actuala guvernare atunci când nu folosește argumentele pe care le are la mână și lasă teren deschis televiziunilor ruse care mai nou fac deschis propagandă? Am să spun acum un lucru care este foarte prost și care nu trebuie să ne facă să disperăm. Eu cred că el în mare parte este cunoscut. Dincolo de faptul noastră cunoașteți atitudinea mea față de actuala guvernare. Eu statul ăsta îl consider capturat. Eu consider că este capturat de un singur om. Eu consider că Plahotniuc a pus gând rău țării astea și omul ăsta a reușit până la urmă să-și învingă toți adversarii. Este convenabil lui Plahotniuc acum un președinte în figura lui Igor Dodon? Sigur că da, dar asta e pentru tacticile lui. Strategic asta e o prostie. Strategic asta e o prostie mare, dar pentru tacticile lui personale și pentru strategii el dezvoltă o strategie personală, iar pentru Republica Moldova asta este un dezastru. Dezvoltarea unor strategii personale a lui Plahotniuc sunt un dezastru pentru Republica Moldova, pentru că ele nu corespund intereselor Republicii Moldova. Această persoană despre care vorbim acum, și eu o spun aici, acasă, aici în mediul unionist, pentru că din păcate și aici există. Am întâlnit foarte mulți oameni, foarte sinceri, foarte de treabă, care zic, dați-i pace, v-am spus și altă dată, ăsta e Alexandru Ioan Cuza Republicii Moldova, ăsta a promis că face unire. Da, despre el vorbesc așa, el a promis ca să facă unire, el e prieten cu Ponta, deja s-a înțeles cu Ponta și eu îi explic, strâng în gura mare, oameni buni, corupție nu pot, mafioții nu pot face nici unire, nici Eu îmi cer scuze, dar este o comparație pe care am auzit-o prima oară, deci Plahotniuc este un Alexandru Ioan Cuza? Da. Dar păi i-au scris notițe în sensul ăsta. Au existat. Dacă mergeți și trageți cu urechea și se vorbește printr-o structură așa, de sfatul țării, nu știu care, este unul kosovan acolo, ăla e un fel de șef de direcție unioniști la Plahotniuc. El stă la GBC, are secția unioniști, are secția Dodon, are secția... că el nu... El, s-a alăturat cel puțin pentru el, unioniști pentru el, Dodon? Da, pentru el stăpânirea contează, stăpânirea în sine, nu scopul pentru care stăpânește ceva, ci stăpânirea în sine. Și atunci și unioniștii sunt acolo și el creează partide unioniste, acum creează partide pro-ruse, el dezvoltă strategii pentru viitoarea campanie electorală, dar ele sunt dezastruoase pentru noi. Ele sunt extrem de dezastruoase pentru noi. Iar ceea ce mă întrebați dumneavoastră, partea proastă este că acesta, dincolo de acest aspect, dincolo de aspectul direct, adică de reavoința care există, de conspirația asta împotriva noastră, despre care v-am vorbit, dincolo de asta, statul a rămas fără capacitate de administrare. Statul nu mai are capacitate de administrare. Deosebirea diasporii noastre, de diaspora românească, eu spuneam odată, deci de ce la un moment dat moldovenii noștri se lăudau că au o reputație mai bună în Occident? Știți de ce? Pentru că din România, în special, au plecat foștii mineri. Din grotele, din mineriade și au avut o reputație mai proastă. Dar noi au plecat intelectualitatea. De la noi a plecat intelectualitatea. De aia eu spun că ieșirea noastră pentru 2018 este un stat minim. Retragerea statului din mai multe domenii ale vieții publice, statul minim înseamnă un stat puternic, concentrat și puternic. Un stat căruia îi se lasă trei funcții de bază. Administrare, control și pedeapsă. Atât. Atât. Acest stat minim, cu politicieni care știu foarte exact, cu scopuri foarte declarate ce au de făcut, cu strategii elaborate pentru a ne aduce spre în primul rând, România înseamnă, la ora actuală, nu Uniunea Europeană, în primul rând. România, în primul rând, înseamnă
Alianța Nord-Atlantică, înseamnă strategii de securitate. România înseamnă în primul rând patrie. Da. O țară eu acum nu mă refeream la chestiuni de suflet, mă refeream la chestiuni organizatorice. Geopolitic. Da, geopolitic. La chestiuni. Deci România la ora actuală înseamnă în primul rând Alianța Nord-Atlantică. Înseamnă poate de înainte securitate. De Alianța Nord-Atlantică. Haideți să spun altfel, înainte de Alianța Nord-Atlantică înseamnă parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Asta pentru noi înseamnă la ora actuală România. Și eu spuneam întotdeauna și o repet și acum în emisiunea dumneavoastră ce aici trebuie să elaborăm noi ca strategie, să trecem peste toate lucrurile astea și să gândim pentru o țară mare, pentru toată țara mare. Pentru că noi așa am trăit întotdeauna. Trebuie să știți că în secolul XIX, când aici era Rusia țaristă, contactul dintre națiunea noastră n-a fost întrerupt. Erau mulți comătrii. Deci dacă vorbim despre Rusia țaristă, astăzi, în anul 1873, dar în data de astăzi, s-a interzis prin decret țarist studierea în limba română, în Basarabia țaristă, ca o mențiune. Dar ceea ce avem noi de făcut acum, asta e o parabolă, asta e un simbolism ceea ce spun acum. Noi trebuie clasa românească să o ridicăm la înălțimea munților Carpați. Că dacă poziția strategică a României, dacă lanțul munților Carpați au servit o platformă foarte bună pentru un interes american de securitate europeană și acum prin DNA și prin curățirea clasei politice de corupție se încearcă să ridicăm această clasă politică la aceeași înălțime. Noi trebuie să ne simțim parte a acestui proces. Noi trebuie să gândim în așa fel, pentru că națiunea asta, vă mai spun o paralelă istorică, națiunea asta a pulsat întotdeauna în spre munții Carpați. Națiunea asta are un asemenea spirit integraționist și are o asemenea limbă unitară din cauza că națiunea asta a comunicat mai mult decât toate națiunile din lume. Românii sunt uniuniști prin definiție, asta spuneți. Eu spun că românii așa s-au format, românii din cauza năvălitorilor s-au dus cu cățel și cu purcel în munți și acolo au comunicat, pe urmă au coborât înapoi pe vale, apropo de cei care ne spun că nu avem cetăți vechi, nu avem case de prin secolul 16-17, de unde? Că năvăleau tătarii de peste tot, de aici, din Nicolo. Ne le-arteau la fiecare an. Iar noi aveam Carpații, noi acolo ne adunam. Așa a pulsat națiunea asta. Acum trebuie să facem același lucru. Vorbeați despre umbrela NATO, care înseamnă mai întâi de toate unirea cu România. Vreau să vă întreb în contextul în care la administrația din Washington a venit un Donald Trump, care părea unul destul de favorabil unor relații amicale cu Rusia, dar care mai nou a declarat recent că se așteaptă din partea Rusiei să retrocedeze Crimeea către Ucraina. Mai este Bucureștiul un partener strategic care va fi viitorul relației sau viitorul poziționării, poziției României în cadrul Alianței Nord-Atlantice? Domnul Ursu, eu vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că ea îmi permite cred că ne apropiem de sfârșit, îmi permite la sfârșit să vin cu un lucru. Mai aveam, de fapt, o întrebare, așa că nu mergem chiar până la sfârșit cu ea, dar spuneți. Această chestiune ne inspiră foarte mult optimism. Rusia a făcut două greșeli. Serviciile lor... Nu. Acum mă refer... Rusia a făcut greșeli de-a lungă existenței sale. Deci Rusia este o greșeală în genere. Așa. Chiar ea este greșeală. Dar au făcut două greșeli în situația actuală, în contextul geopolitic actual. I-au sugerat lui Voronin, tot de acolo, lui Putin, i-au sugerat greșit că dacă vor rupi Crimeea, dacă vor porni război în Ucraina, se va alipi toată Novorosia, că se vor răscola rușii din Ucraina. Și s-a întors totul împotriva lor. Slavă Domnului că au greșit. Pentru că s-a întors totul împotriva lor. Eu explicam ieri că moartea ambasadorului rus Ciurkin, Vitali Ciurkin, la New York, nu este o chestie întâmplătoare și nici nu este acoperită de mister. Este absolut firească. Pentru că omul ăla, propagandistul ăla, vârful de lance a politicii rusești, care a sfidat toată lumea atunci când au intrat în Ucraina, atunci când au mințit cu avionul ăla doborât de o rachetă rusească, el a murit firesc pentru că a fost pătimaș, a murit firesc pentru că au înțeles că au luat o plasă.
Trump este cu totul altceva decât au crezut ei. Trump ne este foarte favorabil nouă, intereselor noastre naționale. Pentru că Trump va, să țineți minte, lumea acum și serviciile de inteligență americane acționează cu anticipație. Anticipează niște lucruri care se pot întâmpla în Europa. Această Europa lenoasă, cu birocrați înșurubați în scauni, cu birocrați care nu mai vor să-i deranjeze nimeni cu nicio problemă, că intră în stresuri și nu știu ce. Foarte frumos spunea un autor, deosebirea dintre Europa și America. Acolo unde europenii fac un seminar, americanii vor face o bază militară. De asta avem nevoie. De acest parteneriat strategic și în sensul ăsta am foarte multe de reproșat lui Băsescu. Dar Băsescu a făcut alegerea strategică pentru România. Atunci când a mers nu către NATO, către NATO au mers și alții. Și penalii din România au mers către NATO. Atunci când a făcut alegerea strategică pentru un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Și asta o să ne dea rezultate acum. România și Polonia, în următorii ani, vor deveni pilonul de bază a strategiilor americane în această zonă, a strategiilor de securitate, de securitatea a americanilor în ne această zonă. Și în chestiunea ne vizează în toate felurile și în special în chestiunea Unirii. Din păcate, în România nu există strategii în acest sens. În România există o prea mare prudență a clasei politice pe acest subiect și noi avem nevoie de un snagov în acest sens. Noi avem nevoie de un snagov românesc pentru această chestiune. Care să pună care să încadreze instituțional. Și acolo am putea elabora politici statale pentru statul Republica Moldova. Politici statale. Deci în momentul acela să vedeți cum unioniștii din Republica Moldova s-ar prinde de statul ăsta. Noi nejustificat am dat-o mâna coloania 5 a Rusiei în Republica Moldova. Statul Republica Moldova, care l-am creat noi, l-am apărat noi, cu arma în mână la Nistru și care l-am cedat. Și le-am permis lor să zică cărați-vă în România dacă nu vă place. Cum adică? Cum? Păi noi când noi luptam pentru statul ăsta și voi luptați împotriva lui prin interfronturile voastre și prin rezistența care ați făcut-o voi sovietică atunci, acum noi le-am cedat lor instrumentul de bază cu care putem realiza așa ceva. Regretabil. Vreau să vă întreb dacă tot ați pomenit despre acest pact de tip snagov de care avem nevoie, dacă este pregătită clasa politică din România să facă acest pas în condițiile sale actuale. Clasa politică n-a fost pregătită niciodată. N-a fost pregătită niciodată. Eu vreau să plecăm un pic de la pentru că dacă judecăm așa, devenim fataliști imediat. Contează foarte mult oamenii. Un Iuliu Maniu, probabil. Cât a contat Iuliu Maniu pentru unirea de la Alba Iulia. Un Maniu care a făcut, pe urmă a fost dezastruos pe urmă în istorie. Dar omul ăsta a intrat în istorie cu ceea ce a făcut atunci în Ardeal. Noi avem nevoie de personalități. Oricât ar fi de straniu, noi avem nevoie de personalități. Iar o societate cum este România va da în curând personalități din astea. Pentru că a dat-o dintotdeauna. A dat-o dintotdeauna. În momente cruciale a dat personalități. Noi nu trebuie să ne gândim la ora actuală, nu trebuie să devenim fataliști pe subiectul că merg prost chestiile aici, că ne-a fost furat statul aici, că nu știu ce. Deci noi trebuie să gândim optimist, pentru că numai asta ne dă. Deci gândul este material. Dacă gândim frumos, avem în fața noastră, nu disperăm, pentru că în momentul în care disperăm facem un păcat foarte mare și trebuie să știm că România este pe prag să dea, este în pragul unor realizări foarte mari. Iar realizările mari este că în România, la ora actuală, există o platformă, dacă vreți. Există o pătură socială pe care am văzut-o în stradă acum, care în foarte curând timp va da asemenea. Este acel element al statului despre care spuneați dumneavoastră, exact. Societatea civilă, exact. Activă. Societatea civilă. Care ia parte la viața statului, exact. La decizii. Societatea civilă va genera asemenea personalități. Personalitățile vor schimba lumea.
Domnule Mocanu, deși acum va părea un pic că se rupe discuția noastră, pentru că întrebarea mea sare un pic la, la alt subiect, ține totuși de același proiect despre care discutăm astăzi, deși discuția merge în variate direcții și nu-mi pare rău de acest fapt, pentru că spunem... Scam stufos, da. Nu, dar spunem lucruri bune și le spunem pe nume, este foarte important. Acest proiect România nu este Moldova presupune și implicarea organizațiilor religioase. Ori noi avem o metropolie a Moldovei care este... subsidiară sau este aservit Patriarhiei Rusești și avem un mitropolit care a spus în biserici, nu doar odată, să votăm pentru cel care este cununat, făcând referire directă la Igor Dodon. Cum este posibil că oamenii care se închină în biserica mitropoliei Moldovei, pe de o parte, nu conștientizează efectul propagandistic pe care îl are acest aspect bisericesc, religios asupra lor și îl, în cele din urmă, lau pe un Igor Dodon președinte. Este cea mai gravă problemă. Și cum luptăm cu asta? Pentru că cu oamenii care cred sincer, din convingerea lor în existența unei divinități, în existența unei ființe atotputernice, cum, sau mă rog, în forma în care o văd ei, Cum luptăm cu ei? Pentru că este practic imposibil să luptăm cu Evlav Rușie. Tare aș vrea să avem o discuție în sensul ăsta. Eu am să spun doar câteva lucruri acum. Dar această chestiune este o chestiune prea gravă. Biserica, eu cred că este biserica din Republica Moldova. Din păcate trebuie să spun lucrul ăsta și vă-l spun un om care îl mărturisește pe Hristos. Eu am spus asta. Deci și vă identificați ca creștin ortodox? Categoric. Eu îl mărturisesc pe Hristos, atât că eu doar atâta spun, pentru că eu consider toată maidanizarea asta a bisericii o chestie de striptiz spiritual. Tot ce fac conducătorii statului ăsta când merg la toate sărbătorile creștine să-i filmeze prin toate bisericile și pupând toate icoanele. Eu de aia sunt foarte prudent când spun lucrul ăsta, dar biserica din Republica Moldova este mai periculoasă decât armata a 14. Această armată de preoți îmbuibați aici, această armată de preoți, te înspăimânți, domnul Anatol, te înspăimânți, eu i-am văzut de câteva ori preoții aici și nu numai faptul că sunt cu epoleți și aserviți FSB-ului rusesc, majoritatea de la mitropolit până în jos, nu numai pentru asta, ci pentru faptul că sunt necărturari foarte mulți dintre ei. Noi dacă am fi avut o biserică cărturară. Din păcate, să știți problema, de aia și v-am spus că avem nevoie să o abordăm aparte. Din păcate și foarte mulți din cei care trăiesc idealul unirii fără să vrea, ajung în mrejile acestei biserici. Pentru că pe poarta asta au ieșit foarte mulți unioniști înapoi spre Uniunea Sovietică. Pe această poartă. Pentru că li s-a băgat, sigur că da, li s-a băgat la un moment dat tot felul de chestii, domnule, homosexualismul european, globalismul, oculta internațională, marea finanță și tot așa, ăștia au început să dezvolte tot felul de teorii conspiraționiste și până la urmă au ajuns exact în brațele Bisericii Ruse și rușilor cu care s-au văzut, s-au identificat ca și cum la un adăpost de sodomie și nu știu ce. Aici e marele pericol, pentru că biserica este cea mai mare frână la ora actuală spre Europa și spre România. În dezvoltarea conceptului nostru uniunist. Categoric, categoric. Deci este una din problemele de bază. Este problema, este cea mai gravă problemă a societății astea. Este cea mai, deci armata de preoți, repet încă o dată, este mai periculoasă decât armata a 14-a. Armata a 14-a în mare parte este o stratagemă, este o țintă falsă. În armata a 14-a la ora actuală se tem ei să se apropie de armamentul celă să nu explodeze. Armata a 14-a nu mai reprezintă un pericol militar așa de mare cum îl reprezenta acum 20 de ani. Mai degrabă, rușii se tem să nu se iște aici un conflict, să nu apară un conflict ca să se developeze că nu au o armată operațională și că au ținut-o doar ca să ne sperie în permanență. Iar pe de altă parte, ne lucrează cu această biserică care a pătruns până în sufletele moldovenilor. Care este partea acestui sistem propagandistic despre care se vorbește? Categoric. Noastră nu vedeți cum își îmbină interesele Dodon cu Markel și cu Vladimir? Aici e marea problemă și această biserică reprezintă o dublă problemă. Este o problemă de mentalitate imperială, de propagandă rusească, asta e o problemă. Și a doua problemă este o corupție inimaginabilă.
Este o mafie inimaginabilă care conlucrează cu mafia laică. Care conlucrează și se înțelege perfect cu mafia laică. Păi, în același context, ce credeți că mi-ați spus că partidul USATA este vizat în documentul respectiv? Da. Păi, avem reportajul de dăunăzi, unde le-a trimis USATA-i straie de la Moscova pentru toată preoțimea de la Lumarchel, de la Bălț. Deci sunt lucruri interconectate care trebuie să cred că cea mai gravă problemă. Probabil un subiect de emisiune viitoare atunci când vă vom mai lansa o invitație în acest platou. Domnule Mocanu, vă mulțumesc pentru discuția constructivă pe care am avut-o. Doamnelor, domnilor, Moldova este România în pofida tuturor proiectelor care se coc, fie că se întâmplă în Belarus, la Moscova, în cancelarea de stat sau în camere private. Eu vă mulțumesc că ați asistat la discuția noastră din această seară. Vă aștept mâine în ziua de Dragobete, 24 februarie, la o nouă ediție a Sfatului Țării. Până atunci vă urez o seară frumoasă în continuare.